invit să deschideți Biblia, Evanghelia după Marcu, primul capitol, începând cu versetul 21 până la versetul 28. Câteva versete în această seară din Evanghelia după Marcu, primul capitol, începând cu versetul 21, unde Biblia spune așa. S-a dus la Capernaum și în ziua sabatului Iisus a intrat îndată în sinagogă și a început să învețe pe norod. Oamenii erau uimiți de învățătura lui, pentru că îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarii. În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige: Ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești, ești Sfântul lui Dumnezeu. Iisus l-a certat și a zis: Taci și ieși afară din omul acesta. Și duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l cu putere și scoțând un strigăt mare. Toți au rămas înmărmuriți. Așa că se întrebau unii pe alții: ce este aceasta, o învățătură nouă? El poruncește ca un stăpân chiar și duhurilor necurate și ele îl ascultă. Și îndată i s-a dus vestea în toate împrejurimile Galilei. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Mă alătur și eu cântăreților care au cântat atât de frumos, slăvindu-L pe Dumnezeu. Și spun din toată inima, binecuvântat să fie Domnul și în seara aceasta. Am citit un text care de o vreme bună îmi stăruie în minte, pentru că vorbește despre una dintre realitățile vieții noastre de credință. Pentru cei ce sunteți familiarizați cu Scriptura, veți ști că Domnul Iisus intra adesea în sinagogi, predica adesea Cuvântul lui Dumnezeu, însă de data aceasta se duce în Capernaum, acolo unde a fost de multe ori, și intră în sinagogă. Și spune Cuvântul lui Dumnezeu că începe să învețe pe oameni. L-au lăsat să învețe pe oameni nu pentru că le era drag de el, ci pentru că era rabin cu acte în regulă și ori de câte ori intra un rabin în sinagogă, trebuia să-l lași să citească și să interpreteze legea. Și inspirat din acest pasaj, vreau să vă pun o întrebare în seara asta și nădăjduiesc să găsim și răspunsul la această întrebare. Cred că o întrebare care ar trebui pusă generației noastre, și anume, foarte simplu, de ce ne lipsește pasiunea pentru Dumnezeu? Asta e întrebarea. De ce ne lipsește pasiunea pentru Dumnezeu? Mă tot întreb de o vreme, de ce trăim o viață atât de apatică spiritual? De ce ne mulțumim cu așa de puțin? De ce nu ne mai deranjează mediocritatea când e vorba de lucrurile lui Dumnezeu? De ce suntem plagiați, de fapt, de atâta mediocritate? Și tot eu îmi răspund că poate că unii dintre noi nu știm că există mai mult, poate că nu ne interesează pe unii dintre noi că există mai mult. Și aș vrea să vă întreb, dragilor, uitându-mă așa peste adunare, văd oameni cu peri cărunți, unde-i focul acela pe care l-aveam odată în viața noastră? Cine l-a stins? De ce s-a stins? Aș vrea să facem o incursiune în seara aceasta, dacă vreți, o radiografie a vieții noastre spirituale și să vedem ce ne-a făcut să fim așa de obosiți spiritual, de consumați și să vedem cum și unde am pierdut pe drum consacrarea aceea pentru Dumnezeu și focul slujirii care odată ne caracteriza pe noi, care ne mândrim și spunem că suntem penticostali. Am impresia că generația noastră, spunea cineva despre tineri, că generația asta de tineri s-au născut obosiți și trăiesc ca să se odihnească. Nu știu dacă lucrul ăsta e valabil neapărat, dar probabil că are un sâmbure de adevăr în el. Vreau să vă spun un lucru foarte clar de la început. Consacrarea pentru Dumnezeu este întotdeauna un act al voinței noastre. De fapt, este o decizie intenționată și calculată și nu se întâmplă niciodată aleator sau fără să-ți dai seama. Textul prezentat în această seară vorbește despre sinagoga din Capernaum și sunt trei lucruri despre care vreau să vă vorbesc în seara asta, care cred că reprezintă cel puțin marile motive pentru care cei de atunci din Capernaum au ajuns să aibă o pasiune pentru Dumnezeu care tindea spre zero și cred că ar caracteriza într-un fel sau altul generația pe care, în mijlocul căreia trăim fiecare dintre noi. Vă rog să recitiți împreună cu mine primele două versete din pasajul nostru și vă rog să le ascultați cu atenție. S-a dus la Capernaum și în ziua sabatului Iisus a intrat îndată în sinagogă
și a început să învețe pe norod. Vă spuneam că a intrat în sinagogă și i s-a dat cuvântul pentru că era rabin. Și versetul 22, vă rog să-l ascultați, spune Biblia, oamenii erau uimiți de învățătura lui, căci îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarii. Primul lucru pe care cred că îl pot identifica, vis-a-vis de motivul pentru care ne-am pierdut pasiunea și focul pentru Dumnezeu, a fost valabil pentru cei de atunci și cred că e valabil și pentru noi cei de astăzi, este faptul că ne-am obișnuit cu adevăruri mari proclamate cu autoritate mică. Dacă citiți Biblia, e foarte interesant un lucru. Pericolul când te obișnuiești cu adevărurile mari ale Scripturii, însă proclamate cu autoritate mică, pericolul este ca marile adevăruri ale Scripturii să producă așteptări mici în viețile celor care le ascultă. Evanghelia, dragii mei, nu este o povestire frumoasă de spus duminica la biserică. Ea este puterea și autoritatea lui Dumnezeu pentru mântuirea omului care o aude și care o crede. Credeți lucrul ăsta? Asta este Evanghelia. Când vorbim și transmitem Evanghelia, nu-l cităm pe Eminescu, nu-l cităm nici pe Creangă, nici pe Slavici, nu-l cităm nici pe Caragiale, că ăștia au fost clasicii literaturii române. Păi și i-ați citit la școală și citiți-i dacă vreți. Dar când cităm din Biblie, când vorbim despre Evanghelie, nu cităm unul din clasicii români, ci cităm din Cuvântul lui Dumnezeu care a trebuit să schimbe vieți. Și atunci întrebarea este, de ce nu se întâmplă asta? E interesant, dacă vă uitați în Scriptură, nu scrie nicăieri că cei din Capernaum erau eretici. Nicăieri nu scrie că acești cărturari i-ar fi învățat pe oameni lucruri care nu erau în Biblie. Deși vorbeau din Scripturi, să spunem, că Biblia arăta altfel la vremea aceea, deși vorbeau adevărurile eterne ale lui Dumnezeu, așteptările oamenilor erau minimale. Sau lipseau cu desăvârșire. Și eu cred că motivul pentru care generația de atunci și generația de astăzi nu are pasiune pentru Dumnezeu este că noi proclamăm adevăruri mari, dar cu autoritate mică. Și vreau să vă spun că adevărul Scripturii proclamat fără autoritate duce la uimire. Pentru că ne-am obișnuit să vorbim din repetiție și nu din revelație. Și vom ajunge imediat la acest lucru. Generația noastră se caracterizează, și dați-mi voie să fac așa o mică radiografie, am făcut-o eu, și luați-o ca atare. Generația noastră se caracterizează, printre altele, prin faptul că ne-am obișnuit cu afirmații fără autoritate, cu tot felul de lozinci pe care le-am auzit, le-am reținut, dar nici nu le credem și uneori nici nu le înțelegem, doar le repetăm. Ne-am obișnuit să credem că a fi sentimental echivalează cu a fi spiritual. Ne-am obișnuit că nu contează că ne lipsește autoritatea câtă vreme vorbim suficient de tare. Ne-am obișnuit că dacă strigăm suficient de tare, înseamnă că probabil avem dreptate, uitând că forța argumentului nu trebuie imprimată vocii. Ca să vorbești cu autoritate, ai nevoie de puterea Duhului Sfânt. Ca să vorbești tare, îți trebuie doar plămâni buni. Asta e diferența esențială. Și atunci vreau să pun o întrebare. De fapt, vreau să vă pun vouă și mă pun mie în același timp. Cum am reușit ca generație să ajungem la această performanță? Cu ghilimelele de rigoare. Am identificat câteva lucruri. Cum am ajuns să proclamăm adevăruri mari cu o autoritate așa de mică și prin urmare viețile oamenilor să fie neatinse? Câteva lucruri, sunt multe, dar câteva le-am identificat. În primul rând, am ajuns la această performanță cu ghilimelele de rigoare pentru că trăim o spiritualitate cu multe păreri și prea puține convingeri. Ăsta e primul motiv. Spiritualitatea noastră e plină de păreri, dar e goală de convingeri. Prea des și prea mult din ceea ce facem își are originea în păreri. Ce am auzit, poate ce ne place, poate ceva ce nu ne deranjează prea mult stilul de viață, prea puțin convingeri profunde. Aș adăuga aici că prea des ne mulțumim să facem ceva fără să ne întrebăm motivația pentru care facem lucrul respectiv. Și poate ar trebui să adaug că ne-am obișnuit să facem același lucru și să așteptăm rezultate diferite. V-ați trezit în postura asta, faci mereu același lucru, dar cumva te gândești miraculos că se întâmplă altceva. Este interesant că acești cărturari
Dacă citiți cu atenție contextul și pasajul, veți vedea că nu vorbeau din convingeri proprii. De fapt, termenul în limba greacă, desemnat faptului că oamenii, versetul 22, oamenii erau uimiți de învățătura lui Hristos, căci învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarii lor, are conotația faptului că acești cărturari vorbeau despre o învățătură bazată pe concluziile altora. Și tocmai aici este problema noastră. Cărturarii erau oameni cărora le erau rezervate cele mai bune scaune în sinagogă, toți se ridicau în picioare când intra un cărturar. Problema este că ceea ce făceau cărturarii era să vorbească din concluziile altora. Aș vrea să înțelegeți, dragii mei, că cât timp spiritualitatea noastră nu e formată pe convingerile Scripturii, ci doar pe părerile altora, s-ar putea ca adevărurile mari pe care le spunem noi să aibă un impact minim, dacă nu chiar impact zero. Asta se întâmpla cu cei de aici. Cărturarii, deși spuneau adevărul, nu făceau decât să repete ce spuneau alții. Vorbeau din repetiție, nu din revelație. Da? Ăsta este primul lucru, primul motiv, cred eu. Trăim o spiritualitate cu multe păreri și prea puține convingeri. Al doilea motiv pentru care cred că trăim o spiritualitate de acest fel și avem o astfel de abordare este că ne-am obișnuit să gândească alții în locul nostru. Asta făceau de fapt cărturarii. Cei din sinagogă așteptau să li se transmită literalmente totul interpretat fără niciun fel de efort. Mă uit la o generație care așteaptă ca predicatorul să spună totul de la A la Z. Știu că rolul predicatorului, al păstorului, al învățătorului este să deslușească Scriptura. Sunt de acord cu asta. Ceea ce nu pot să accept este ca generația noastră să nu mai citească Biblia. Ceea ce nu pot să accept este că noi la rândul nostru să nu mai fim interesați de a descoperi pentru noi înșine profunzimea adevărurilor Scripturii. Pentru că de acolo se nasc convingerile sănătoase și profunde. Dar ne-am obișnuit să gândească alții în locul nostru. Hristos vine în biserica lor, haideți să numim biserică, sinagogă, și începe să predice liber. Vorbește călăuzit și împuternicit de Duhul Sfânt. Nu repetă ce au zis ceilalți. Nu este constrâns de învățăturile altora, ci este doar inspirat de puterea Duhului lui Dumnezeu, cu autoritatea personală primită de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Ceea ce spune Hristos nu purta amprenta înțelepciunii oamenilor, dar purta amprenta ungerii divine. De asta avem nevoie, dragilor. Amprenta ungerii divine, nu a înțelepciunii oamenilor. Că teologia e scrisă în ultimii 200 de ani, poți să-ți petreci restul vieții citind teologie și vei ști foarte multe. Nu mai trebuie să inventezi nimic, nu mai trebuie să interpretezi nimic. Însă convingerile nu se formează de acolo. Convingerile nu se formează din bibliotecă, ci convingerile se formează din Scriptură și din statul pe genunchi. Poate nu sunteți de acord cu mine. Acolo se formează convingerile, dar noi ne-am obișnuit să gândească alții în locul nostru. Cred că vremurile pe care le trăim, spun teologii, fac și o referire la ei, trăim vremurile post-postmodernismului. Știți că modernismul l-a scos pe Dumnezeu din schemă, din imagine și a ridicat omul. Postmodernismul a ridicat sentimentul la valoare de absolut. De asta trăim într-o generație în care nu mai avem valori, nu mai există un compas moral, nu mai există o busolă. Toate sunt relative. Trăim vremuri în care există două cuvinte care ar putea să caracterizeze generația noastră. Toleranță și incluziune. Dar nici măcar nu vreau să intru în cuvintele astea. Căutați-le și veți vedea. Peste tot veți auzi de toleranță sau de incluziune, sau cele două împreună. Cred că vremurile pe care le trăim noi sunt post-postmoderniste și ele au produs un nou tip de predicator. Se numește lozincarul. Ăsta repetă în neștire ce aude de la alții, pentru că în lipsa studiului personal și a trăirii personale cu Dumnezeu, cam asta e tot ce rămâne. Vorbește fără convingere pentru că el nu-i convins de ce spune. Cărturarii literalmente afirmau ce au gândit rabinii. Predicatorul generației noastre
Vorbește fără convingere pentru că nu-i convins de ce spune el. Vorbește fără convingere pentru că activismul religios nu duce niciodată la autoritate spirituală. Vorbește fără convingere pentru că pot spune multe fără să ai substanță. Știți că se spune că un vas gol sună cel mai tare, nu? Vă face cea mai multă gălăgie. Așa să înțelegem că motivul pentru care generația noastră și-a pierdut, cred, pasiunea pentru Dumnezeu este că adevărurile mari, eterne, neschimbate ale Scripturii sunt rostite cu autoritate mică. Și asta de ce? Pentru că ne-am obișnuit să gândească alții în locul nostru, ne-am obișnuit să trăim o spiritualitate cu multe păreri și prea puține convingeri și mai ceva. Ne-am obișnuit să trăim o spiritualitate a așteptărilor minime. Știți că atunci când vine vorba de spiritualitate, avem așteptări minimaliste. Știți ce înseamnă asta? Cât de puțin pot să fac pentru Dumnezeu și totuși să mă binecuvânteze? Oare cât de puțin pot să fac și totuși să ajung cumva, dacă s-ar putea, în cer? Asta e gândire minimalistă. Toată ziua la biserică, pe și duminică de două ori, nu știu, luni la tineret, marți la rugăciune, joi iar la biserică, m-a întrebat odată unul, mă, voi la pocăiți tot timpul sunteți la biserică? Toată ziua? Asta mi-a făcut repede o socoteală, nu chiar toată ziua, dar cam toată săptămâna suntem pe acolo, ori e ceva pe la biserică. Problema este că generația noastră s-a obișnuit cu o spiritualitate a minimalismului. Păi las că am fost duminică, mă mai duc duminica aialaltă. Sau am fost joi, las să mai meargă și alții, că dacă ar merge toți cât am mers eu la biserică, înțelegeți ce vreau să spun? Am uitat că Dumnezeu merită să dăm totul, nu? Pavel a zis pot totul în Hristos. Dacă vă uitați, citiți viața lui, Pavel a trăit o viață plină de lepădare, de suferință. Din cei aproape 26, 27, 28 de ani de slujire, aproape jumătate i-a petrecut în închisori, bătut, umilit, dezmoștenit de familia lui. Citiți, istoria e fascinantă și totuși Pavel a zis pot totul. Pavel a dat totul. Aș vrea să înțelegeți, dragilor, că atunci când trăiești pe minim, nu știu, suntem generația, vrem totul la maxim, mai puțin când e vorba de Dumnezeu. Cât te-ai rugat? Păi 7 minute, 8. Și aia suma dăților când te pun la masă, da? Păi nu se pune. M-a rugat 2 minute când m-am pus la masă. Păi ia rugați-vă cât stați la masă și mâncați și mâncați cât vă rugați. Cum am arăta? M-am întrebat cum ar arăta fizicul nostru dacă ne-am rugat cât stăm la masă și... Mai bine mă opresc aici, dar înțelegeți ce vreau să vă spun, da? De asta, o spiritualitate a minimalismului. Și mai ceva... Există multe lucruri, dar mai câteva dați-mi voie să continui lista. De ce am ajuns ca adevărurile mari să fie proclamate cu autoritate așa mică? Pe lângă faptul că trăim o spiritualitate a așteptărilor minime și a practicilor minime, mai facem ceva. Trăim cu povara religiei fără a cunoaște libertatea relației cu Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva. Noi suntem chemați să mergem pe calea îngustă. Nu să avem o gândire îngustă. Sunt două chestii complet diferite. Dar pentru că nu știm cum arată calea îngustă, e mai ușor să ai o gândire îngustă. Și vă las pe voi să vă folosiți imaginația. Pentru că ajungi să proclami adevăruri mari cu autoritate mică când trăiești cu povara religiei după tine și n-ai ajuns să cunoști libertatea relației cu Hristos. Prea puțin dintre noi știm ce este libertatea în Hristos și chiar mai puțin ne bucurăm de ea. Și asta ne conduce să ne creăm propriile noastre delimitări și pe urmă tot noi să ni le încălcăm. Am reușit marea performanță de a ne crea pătrățelul nostru ca pe urmă să ne dăm seama că nu încăpem în el, nici măcar noi. Cam asta făceau fariseii. Și-au creat propriul lor perimetru și și-au dat seama că nici ei înșiși nu pot încăpea în el, pentru că zice Domnul Iisus, voi puneți poveri peste alții, pe care voi la rândul vostru nu le puteți purta. Am ajuns la această performanță. Suntem chemați să mergem pe calea îngustă, nu să avem o gândire îngustă. Știți că calea o fi îngustă și greu de mers pe ea. Calea îngustă înseamnă să mergi după ce a trasat Hristos.
Și vă rog să mai reflectați la un lucru. Știți că fiecare kilometru de autostradă are 2 kilometri de șanțuri. Fiecare kilometru de autostradă sau de drum are 2 kilometri de șanțuri. În stânga, 1 și în dreapta, 1. Calea îngustă, da? De ce am ajuns ca adevărurile mari să fie proclamate cu autoritate mică? V-am dat câteva exemple. Vă mai dau unul sau două. Mai există un motiv și îl văd evident. Credem că spiritualitatea se măsoară în sentiment. Proliferează genul de oameni care apelează la sentiment când ne predică Biblia. Noi românii suntem sentimentali, eu știu asta, suntem latini, ne place să plângem, să râdem, mai mult să plângem decât să râdem. Cei din sinagoga, observați, erau uimiți. Dacă citiți cu atenție pasajul, veți vedea că uimirea i-a cuprins de câteva ori. Când l-au auzit pe Hristos vorbind, au fost uimiți. Mă uit de multe ori la biserica generației noastre și îmi dau seama că unii confundă spiritualitatea cu sentimentalismul. Asculți o predică, zicea cineva, am plâns toată predica. Fain. Și după aia? Nu știu, am avut ochii roșii, m-a durut capul două zile. Te-ai pocăit? Nu, dar am plâns. Spiritualitatea nu se măsoară în sentiment, da? Mă întreb ce i-o fi învățat liderilor religioși, cărturarii pe ăștia. Mă întreb. Aș vrea să înțelegeți că spiritualitatea nu se măsoară în cât plângi. O evanghelie fără autoritatea Duhului Sfânt duce teribil de mult spre umanism. Și când confunzi sentimentalismul cu sfințenia, ai o mare problemă, da? Suntem mișcați și plângem când auzim mărturia cuiva despre cum a lucrat Dumnezeu în viața lor, nu? Vă plac mărturile? Și mie mi-e plac. Dar ce învățăm din ele? O mărturie a cuiva pe care Dumnezeu l-a atins și în viața căruia Dumnezeu a lucrat profund mă face pe mine să tânjesc mai mult după rugăciune. Sau doar umplu 3 batiste și am plâns până mi-au sărit ochii. Dar când am ieșit pe ușile alea, am uitat, las că plâng săptămâna viitoare, las că mai plâng la cină, dar plânsul ăsta nu face nimic. Uimirea, ne uimesc unii predicatori, stai, am fost uimit ce-au predicat. Fain, și s-a întâmplat ceva cu tine. Păi nu, viața mea nu s-a schimbat cu nimic. Da? Sentimentalism nu înseamnă sfințenie, sentimentalism nu înseamnă spiritualitate. Și cred că mă opresc, că am dat destule exemple, da? 3 lucruri mari, unul dintre ele l-am parcurs, da? Cum am ajuns ca să ne pierdem pasiunea pentru Dumnezeu? Ne-am obișnuit, spuneam, cu adevăruri mari, pe care însă le proclamăm cu autoritate mică. Hai să mergem un pic mai departe, versetul 23. După ce oamenii au ascultat propovăduirea lui Hristos, învățătura lui, versetul 23 zice ceva foarte interesant. Și vă rog să-l ascultați cu atenție și lăsați-l să se scufunde așa un pic în mintea voastră. În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. În sinagoga lor era un demonizat. Punct. Nu părea că deranjează pe nimeni, nu? Ăsta era din peisajul lor, era îndrăcitul lor, era de-al casei. Venea și el când veneau ceilalți, poate pleca când plecau ceilalți, mai făcea câte un scandal, poate era liniște, dar era lor. Cred că al doilea motiv care face ca generația noastră să-și fi pierdut pasiunea pentru Dumnezeu, pe lângă faptul că luăm marile adevăruri ale Scripturii și le proclamăm cu autoritate mică, al doilea motiv este că ne-am obișnuit să acceptăm neputința ca normalitate. Frate, nu se poate. Ce să facem cu el? Păi îndrăcitul nostru. Și? Păi n-avem. Descos dracul afară din el nu putem, îl putem scoate cu tot cu dracul afară, dacă e o treabă, îl scoatem din biserică, da? Am ajuns și ne-am obișnuit să acceptăm neputința ca normalitate. Vreau să vă spun ceva, dragii mei frați penticostali, și vă rog să nu fiți ofensați dacă sunteți aici și reprezentați un alt cult religios. Nu o spun în mod ostentativ, nici peiorativ, dar vreau să vă spun doar ceva. O viață fără supranatural e parcă norma generației esteia.
strigăm, zicem, că facem, că tregem, dar ne-am obișnuit să nu avem așteptări prea mari. Sau poate că uneori putem vedea minunile lui Hristos fără să credem că am putea avea parte de ele. Vezi că Dumnezeu îl vindecă pe cineva și zice, a, pe mine nu mă vindecă Domnul. Și îl întreb, frate, dar de ce crezi asta, soră, dar de ce? A, păi eu nu merit să mă vindece Dumnezeu. De când Dumnezeu ne vindecă? După merite. Sau ne face ceva după merite. Dar problema noastră este că ne-am obișnuit să acceptăm neputința ca normalitate. Neputința spirituală ca normalitate. Vreau să vă spun un lucru. Eu nu susțin alergarea după minuni, după semne și alte manifestări. Sunt penticostal de generația a treia, iubesc lucrarea Duhului Sfânt, îmi plac minunile, am avut parte prin Harul lui Dumnezeu în propria mea viață și în familia mea de minuni. Au fost dăți când Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunea și a făcut o minune fabuloasă, au fost alte dăți când a trebuit să mă duc și să mă operez. Cred că înțelegeți ce vreau să vă spun. Dar, deși nu susțin minunile și alergatul după supranatural, trebuie să vă spun că minunile și supranaturalul trebuie să fie rezultatul natural al predicării Cuvântului lui Dumnezeu. Observați ce spune Scriptura. Iată semnele care vor, ce? Vor urma, vor însoți pe cei ce vor crede. Da? Întotdeauna e credința urmată de concret, de ceva ce se întâmplă. Interesantă este afirmația totuși a versetului 23. În sinagoga lor era un om cu un duh necurat. Nu avem indicații că ar fi venit special că era Iisus acolo. Din contextul pasajului am înțelege fără mari probleme că era de-a lor. Vreau să vă pun o întrebare generației noastre, că mă întreb și pe mine concomitent cu momentul în care vă întreb pe voi. Cum de ne-am obișnuit sau de ce ne-am obișnuit că neputința spirituală trebuie să fie normă? Păi dacă nu se poate, frate, merge și așa. Haideți să identificăm câteva motive, da? Foarte rapid. Ce face neputința spirituală în viața noastră ca și credincioși? În primul rând, neputința spirituală ne conduce mereu spre complacere. Și din textul ăsta se vede foarte clar. Oamenii ăștia se complăceau în disfuncționalitatea lor. În neputința lor. Avem un demonizat. E a nostru. Avem bolnavi. Păi ce facem cu ei? Ne rugăm pentru ei din când în când. Mai facem ceva. Casa noștri. Avem probleme. Le avem. Ne rugăm din când în când. Vedem ce se întâmplă, dacă se întâmplă. Aș vrea să înțelegeți că neputința spirituală te va duce întotdeauna la complacere. Și mai trist este că am acceptat neputința ca și standard în această generație. Ne uităm la cei din familiile noastre. Aveți pe cineva care nu-i mântuit în familia voastră? Vă rog să nu ridicați mâna, ridic doar eu. Măcar unul aveți care nu-i mântuit. Sigur aveți. Am zis, păi ăsta m-a rugat de 20 de ani pentru el. Ăsta nu se pocăiește. Nu mă mai rog, ce rost are? Ai un copil, poate, un adolescent în casă, care nu te mai ascultă, s-a răzvrătit. Un tânăr, poate. L-ai adus la biserică, poate l-ai adus la binecuvântare. Poate te gândești cu tristețe la anii când cânta în corul de copii sau era la tineret. Și acum, când îi zici de biserică, ți-e frică că poate să ia de tine. Și ce zici, te mai rogi pentru el? Nu știu dacă mai are rost, că a fost în biserică, a fost așa. Am acceptat neputința ca standard. Pentru că găsim o plăcere, am găsit ceva interesant în biserică. Găsim plăcere în disfuncționalitate. Mă doare, dar nu vreau să-mi rezolv problema, că după aceea nu mă mai doare și nu mai am motiv să mă plâng. Hristos vine și schimbă disfuncționalitatea asta lor. A venit Hristos în sinagogă și s-a întâmplat ceva ce nu s-a mai întâmplat niciodată. Vreau să vă spun că uneori dovada prezenței lui Dumnezeu în biserică și în viața noastră nu este confortul, ci confruntarea. A venit Hristos și zice cuvântul lui Dumnezeu, versetul 24. El, de la 23, a început să strige și a zis, ce avem noi a face cu tine? Gândiți-vă, Hristos vorbea dintr-un sul al cărții și la un moment dat demonizatul ăsta zice, ce avem noi a face cu tine, Iisuse? Știu cine ești. Ești Fiul lui Dumnezeu, ai venit să ne chinui.
Hristos putea să-i zică la oamenii de ordine, mă, scoate-ți-l afară, mă, mai am de predicat. Măcar după ce termin eu predica, știți ce face Hristos? Se oprește și scoate demonul afară. Pentru că pentru Hristos nu era nicio problemă. Normalitatea era alta pentru Hristos. Vreau să înțelegeți că uneori Dumnezeu, când vrea să facă ceva în viața noastră, trece de la confort la confruntare. Și Hristos l-a confruntat. Uneori e nevoie de confruntare ca ceva rău să iasă din viața ta sau să moară, ca ceva bun să se poată produce acolo. Asta s-a întâmplat în viața demonizatului. Confruntarea e bună pentru că scoate afară lucrurile care n-ar trebui să fie în viața noastră și introduce în locul lor lucrurile care ar trebui să aibă loc în viața noastră. Cei din Capernaum erau așa de confortabili în religia lor încât au ratat revelația lui Hristos. Știți ce au zis? Mamă, ce se întâmplă aici? O învățătură nouă. Nu era învățătură nouă, era o normalitate pe care ei nu o cunoșteau. Dar obișnuiți cu norma că nu se poate, că ăsta e demonizatul nostru, că ăsta e așa și așa l-am moștenit și așa îl dăm mai departe, au zis, o învățătură nouă, obișnuiți cu confortul religiei, au ratat extraordinara revelația lui Hristos. Neputința spirituală te va duce întotdeauna la complacere. Vreau să vă provoc la ceva, fraților. Nu vă mulțumiți cu neputința. Poate ai abandonat rugăciunea pentru ceva în viața ta. Apucă-te din nou. E greu. Rugăciunea e o disciplină. Nu te poți ruga dintr-una, două ore. Dar începe. Ai nevoie de antrenament. Rugăciunea nu face diferență față de alte practici spirituale. Poate nu te mai rogi pentru copilul tău, pentru soțul tău, soția ta, poate nu sunt pocăiți. Și ai zis, m-am rugat atâția ani, l-am adus la biserică, au fost cei mai buni evangheliști, cei mai buni cântăreți, așa ca în seara asta. Păi dacă nu au auzit 1000 de predici și 10.000 de cântări și uite, tot cu țigara, tot cu alcoolul, tot cu imoralitatea. Nu renunța. Mai roagă-te. Nu accepta neputința. Știu că asta sună un pic greu pentru generația noastră. Păi iară să mă mai rog. Mai postește, mai roagă-te, mai stai înaintea lui Dumnezeu. Că avem un Dumnezeu care răspunde rugăciunilor. Asta zicem, de la începutul slujbei din seara asta s-a zis, să te rogi că Dumnezeu răspunde. Păi hai să ne rugăm, oameni buni. Ăștia au renunțat, au zis, demonizatul ăsta, e parte din peisaj, ea noastră. Astăzi, ce să facem cu el? Mai îl chemăm din când în când la comitet, când face gălăgie mare, mai îl scoatem din biserică când nu ne scoate el pe noi și uite, conviețuim! Pentru că neputința spirituală te duce la complacere. Al doilea lucru, rapid de tot, neputința spirituală te va face să cauți un Hristos care îți oferă doar confort. Vreau să nu mă înțelegeți greșit, prezența lui Hristos aduce multă mângâiere și pace. Sunteți de acord cu mine? Acolo unde-i Domnul este pace, este bucurie, este plinătate, dar uneori când intră Hristos într-un loc sau în viața cuiva, prima dată are loc această confruntare și asta produce disconfort. Gândiți-vă cu mine. Zice, Duhul necurat, versetul 26, a ieșit din el, scuturându-l cu putere și scoțând un strigăt mare. Cred că în sinagogă s-a întâmplat atunci ceva ce nu se întâmpla în mod normal. S-a produs confruntarea aceea între Hristos și Duhul necurat și când Hristos te confruntă, Hristos nu s-a gândit la confortul lor, o să stric ordinea slujbei, o să țină în dimineața asta mai mult biserica decât de obicei. Nu terminăm la 12, terminăm un pic mai târziu, că trebuie să rezolvăm pe asta. Se zvârcolea pe jos, scuturat cu putere, scoțând strigăte. Îl cauți pe Hristos doar pentru confort? Hristos nu este preocupat de confortul nostru, ci de mântuirea noastră. Noi de multe ori trăim cu impresia că dacă ne pocăim, va fi doar confort. Vom pluti pe un nor pufos. Pentru că așa ni s-a spus, când te pocăiești, toate sunt bune și frumoase. Nu, uneori în viața ta, Hristos când vine, dar El dă mângâiere. Dar El nu-ți asigură confortul ăla să stai liniștit și să nu faci nimic. Mai ales când sunt probleme în viața ta. Deseori îl asociem pe Hristos doar cu confortul. Și uităm de confruntare. Venim la biserică confortabil, ne simțim confortabil și aveți condiții, har Domnului, să fiți foarte confortabili. Dar gândiți-vă că ori mai fost și alții aici. Ioan capitolul 6, citiți acasă,
o mulțime de oameni, spune cuvântul lui Dumnezeu, Hristos le-a dat să mănânce pâine în pustiu. Și după ce au mâncat pâine și s-au săturat, a doua zi l-au căutat pe Hristos. Au vrut să-l facă împărat, că au zis, mă, cu ăsta mâncăm pe gratis. Doar vine, înmulțește pâinea și trai și viață. Și zice Hristos în capitolul 6 din Ioan, versetul 60, zice, dacă nu mâncați trupul meu și nu beți sângele meu, aveți viață în voi. Și știți ce au zis așa? Păi, stai un pic, e prea de tot. Ăsta e prea de tot. E prea radical Hristos. Până acum am avut confort, ne-a dat de mâncare, ne-a vorbit din Scriptură, după ce ne-a vorbit, după biserică ne-a dat să mâncăm pe gratis, păi aici ai trai și viață. Și Hristos le zice, dacă nu mâncați trupul meu și nu beți sângele meu. Și zice Biblia că ori plecat, pentru că nu a mai fost confort. A fost confruntați cu realitatea. Și au întrebat pe ucenicii, pe cei 12, voi, nu plecați. Voi, de ce nu v-ați dus cu ceilalți? Te-ai gândit că Domnul zice, mă, ce bine, măcar ăștia 12 au rămas cu mine. Nu, voi nu plecați. Nu, a zis Petru, pentru că la tine, pe lângă confort, avem parte și de confruntare. Uitați de câte ori eu confruntat pe ucenicii lui. Pe ucenicii lui, aleși de el. Da? Și mai ceva. Încă un lucru. Unele lucruri din viața noastră nu ias afară până nu le confruntăm. Și-ar fi multe de spus. Mă tot întreb, cum a putut ăsta să stea liniștit în sinagogă? Câtă vreme l-a avut în sinagogă? Uneori sunt lucruri în viața noastră pe care Dumnezeu trebuie să le confrunte ca să le scoată. Țineți minte de Nebucadnețar. Nebucadnețar a aprins un foc. Și uneori Dumnezeu aprinde un foc în viața noastră. Erau trei tineri acolo care n-au vrut să se închine chipului de aur pe care l-a înălțat Nebucadnețar în Valea Dura și acest împărat nesăbuit i-a aruncat în cuptorul aprins. Citiți relatarea în cartea lui Daniel, nu am timp să vă citesc acum, dar o știți mulți dintre voi. Dumnezeu acolo în cuptorul aprins a fost alături de cei trei tineri. I-au spus lui Nebucadnețar, împărate, înainte să ne arunci vrem să facem o precizare, doar ca să știi. Noi credem că Dumnezeul căruia îi slujim poate să ne scape de cuptorul aprins, dar doar în caz că murim și vom arde, vreau să știi că noi nu ne vom închina chipului pe care tu l-ai înălțat acolo. Zice Biblia că i-o legat cu izmenele și hainelor, i-o aruncat în cuptor, dar Nebucadnețar la un moment dat, uitându-se acolo înăuntru, a văzut niște oameni liberi și al patrulea pe care nu l-a băgat el în cuptor. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că i-o scos afară, nu miroseau a fum, nimic. Singurul lucru care s-a schimbat în toată scena asta a fost că umblau liberi. Veți observa sintagma biblică acolo, umblau liberi. Pentru că uneori focul lui Dumnezeu, când te confruntă, te face să fii liber. Focul nu-i menit să te ardă, dragul meu. Uneori Dumnezeu e focistul. Știați treaba asta? Dumnezeu pune pe foc. Poate în seara asta aici, ești aici și zici, Doamne, dar mai durează mult cuptorul. Uneori Dumnezeu pune pe foc, alteori găsește Domnul pe unul în biserică și pune ăla pe foc. Și știți voi mai bine. Găsește Dumnezeu câte un focist în biserică care tot pune pe foc. Poate focistul e șeful tău la lucru. Și tu te plângi de el. Vai, cât de rău e, cât de greu e. Dar pune și ăla pe foc. Pentru că focul ăla are menirea să te confrunte ca ceva ce nu-i acolo, cum trebuie în viața ta, să iasă afară. Și ar fi multe lucruri de spus. Și închei cu al treilea, da? De ce ne-am pierdut pasiunea pentru Dumnezeu? Unu, ne-am obișnuit cu adevăruri mari, proclamate cu autoritate mică. Doi, ne-am obișnuit cu neputința ca normă. Și versetul 27 spune, toți au rămas înmărmuriți, iarăși sunt uimiți, iarăși sentiment. Da? Toți au rămas înmărmuriți și se întrebau unii pe alții, ce este aceasta? O învățătură nouă? Spuneam că ei au asociat ce a făcut Domnul cu o învățătură, pentru că obișnuiți cu religia, încorsetați de religie, au ratat revelația. Și asta ni se întâmplă și nouă. Ce e asta? O învățătură nouă? Mai faină. Dar observați accentul pe învățătură. Nu pe revelație,
nu pe trăire, nu pe experiența cu Dumnezeu, nu pe schimbare. Da? Și al treilea lucru, ziceam că ne-am obișnuit cu adevăruri mari, proclamate cu autoritate mică, ne-am obișnuit cu neputința ca normă și am mai făcut ceva. Ne-am obișnuit cu o evanghelie proclamată, dar prea rar demonstrată. Vreau să vă zic ceva, dragilor. Generația în care trăim n-are nevoie să definim noi creștinismul sau să-i mai definim creștinismul, dar are o nevoie disperată să-l demonstrăm. Cei din preajma ta nu trebuie să știe că tu ești penticostal neapărat. El știe că tu ești pocăit și păi vrea să vadă că ești pocăit. Nu contează că ești baptist sau adventist. El știe că ești pocăit. Nu trebuie să-i explici tu lui, mă uimește uneori, câte o conversație cu oameni care nu cunosc prea bine mediul nostru evanghelic, găsești pe câte unul care explică care e diferența între penticostal și baptiști. Pe bune. El știe că tu ești pocăit. Doar arată-i că ești pocăit. În relația ta cu El, arată-i că ești pocăit. În cuvintele care ți iasă din gură, arată-i că ești pocăit. La semafor, arată-i că ești pocăit. Că vrea să iasă din curtea bisericii și nu lași, tu care ești cu o mașină așa, arată-i că ești pocăit. Când ai o conversație cu El, mai lasă-te la tine, că El știe că tu ești pocăit. Ne-am obișnuit cu o evanghelie proclamată, dar prea rar demonstrată. Ce înseamnă asta? Foarte rapid. În sinagoga din Capernaum, Hristos transformă învățătura în demonstrație. N-a zis Hristos, trebuie să facem, avem o problemă. Scoateți-l pe demonizatul ăsta că eu trebuie să-mi termin predica, nu. El a venit acolo și a demonstrat că ceea ce vorbește se și întâmplă în fapt. Cred că generația noastră, dragii mei, cred că generația noastră trebuie să vadă Evanghelia asta pe care noi o predicăm și demonstrată. Asta nu stă în puterea noastră. Dar când tu predici și vorbești adevărul cuvântului lui Dumnezeu, nu doar de la amvonul ăsta, de acolo unde te-a așezat Dumnezeu. Cuvintele astea spune, iată semnele care vor însoți, vor urma. Când te rogi la tine acasă și Dumnezeu lucrează, când te rogi pentru un coleg de muncă care vine la tine pentru că știe că tu ești pocăit și știe că Dumnezeu pe tine te ascultă, când te rogi pentru problema lui și Dumnezeu lucrează, credeți că e o demonstrație a ceea ce citim noi aici și predicăm în fiecare duminică? Eu așa aș zice. Ăștia din sinagogă ori zis o învățătură nouă, nu, Hristos a transformat învățătura lor seacă, repetitivă, venită din alte surse, într-o demonstrație plină de putere. Apostolul Pavel avea să spună cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau o înțelepciune strălucită. 1 Corinteni 2, de la 1 la 5, zice Pavel în esență, puteam să o fac, dar n-am venit așa, ci zice el, căci n-am avut de gând să știu între voi pe altcineva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci ascultați, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. De ce? Pentru ca credința voastră să nu fie întemeiată pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Orice comentariu cred că e de prisos. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Haideți să trăim ceea ce vorbim. Da? Și vreau să închei doar rapid de tot. Cum se poate ca Evanghelia să nu rămână doar proclamată și să fie și demonstrată? Ce dă viață și demonstrează Evanghelia pe care o proclamăm? În primul rând, pasiunea pentru sufletele pierdute te va face să cauți plinătatea Duhului lui Dumnezeu. Dragii mei, noi ca penticostale am redus Duhul Sfânt la vorbirea în limbi. Și știu că mulți dintre voi aveți ideea asta. Una din cele mai multe întrebări care se pun păstorilor este, frate, dacă nu vorbesc în limbi, merg în cer? Dar răspundeți-vă, vă rog, dragii mei, voi înșivă la întrebarea asta. Nu mai întrebați păstorii. Asta nici măcar nu e întrebare. Știți de fapt ce stă în spatele întrebării? Frate, cât de puțin pot să fac și totuși să nu ratezi intrarea în cer? Pasiunea pentru Dumnezeu și pentru sufletele pierdute te va face să cauți să fii plin de Duhul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că atunci propovăduirea ta are efect.
chiar dacă nu stai la un amvon. Atunci rugăciunea ta are putere, atunci te vei ruga. Pasiunea pentru sufletele pierdute te pune pe genunchi să te rogi și să fii mereu plin de Duhul lui Dumnezeu. Pasiunea pentru sufletele pierdute te face să mergi kilometri, poate, să vorbești cu un om care nu-L știe pe Dumnezeu. Pasiunea pentru sufletele pierdute te va face să nu stai confortabil în biserică fără să faci nimic. Pasiunea pentru Dumnezeu te va face să aduci oameni la biserică. Ești pocăit de 30 de ani. Câți oameni ai adus la biserică, fratele meu drag, sora mea? De 30 de ani ești aici, poate, de 40 de ani. Nu vreau să te întreb pe câți oameni ai îndepărtat de biserică și de Dumnezeu prin comportament, poate. Pasiunea pentru Dumnezeu te va face să zici, anul ăsta un suflet măcar să aduc la biserică. Știți cum arăta biserica ei, frate? Dacă toți cei care sunteți aici în seara asta ați câștiga până la sfârșitul anului un suflet pentru Dumnezeu. Unul singur. Unul singur, nu 10, unul. Dar știți că noi zicem, las că asta-i treaba păstorilor, dar nu iau eu pâinea de la gură. Vă zic mai ceva, nu-i treaba păstorilor. Evanghelizarea e treaba voastră. Treaba păstorului e să păstorească turma Domnului. Ucenicizarea e treaba fiecăruia. A voastră, a voastră, a voastră, a mea și a fiecăruia dintre noi. Da? Pasiunea pentru sufletele pierdute te va face să vrei să fii plin de Duhul Sfânt. Pasiunea pentru sufletele pierdute te va face să nu te oprești când vine opoziția. Citiți Fapte 4. Nu mai am timp. Dar doar vă spun. Fapte 4. Au fost prinși și bătuți ucenicii. Primului secol. Hristos se înălțase nu de multă vreme, puțini ani, în Fapte 4. Se înălțase Domnul și ei mergeau și cu pasiune vestiau cuvântul lui Dumnezeu și au fost prinși de liderii religioși, bătuți. Și au venit înapoi la ei lor și știți ce au zis? Gata, închidem biserica. Ne mutăm în la loc, aici prigoane prea mare. Știți ce au făcut? S-au rugat. Zice Biblia în Fapte 4 că s-au rugat așa că s-au cutremurat toată casa unde erau ei acolo. S-au crăpat rigipsul de pe tavane. Îmi permis să adaug. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că s-a coborât focul și puterea Duhului Sfânt. Și știți ce s-a întâmplat? Or zis, mergem mai departe. Pasiunea pentru Dumnezeu te va face să mergi mai departe, chiar dacă e opoziție. Și aș vrea să închei, spunându-vă doar atât. Haideți să ne întoarcem la ce am pierdut. Poate ești aici în această seară și predici Evanghelia. Ești predicator, slujitor. Schimbă-ți stilul de predicare. Fă teologie, învață teologie. Nu mă înțelegeți greșit. Teologia e necesară, dar este doar interpretarea cuvântului lui Dumnezeu. Da? Dar adevărurile mari de aici, proclamă-le cu autoritate și aia vine din tine, nu vine din ce ai învățat. 2. După ce proclame adevărurile Scripturii cu autoritate, al doilea lucru pe care trebuie să-l faci este să nu accepți neputința ca normă. Nu mă mai rog că m-a rugat și nu mers. Nu mai fac asta pentru că am tot făcut și nu mai fac. Și în al treilea rând, așa cum au făcut cei de aici din Capernaum, au văzut o Evanghelie proclamată. Eu vă spun un lucru, că atunci când Evanghelia se proclamă cu autoritate, când există pasiune în sufletele noastre, minunile sunt rezultatul natural a ceea ce se întâmplă. Și aș vrea să vă provoc cu asta. Și provocarea mea să fie pentru fiecare dintre noi, cei ce suntem aici în seara asta, Doamne, aprinde în mine din nou pasiunea pentru Tine. Amin. Amin.